banii chiar 100, Marea Unire nu se uită, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare! Trebuie, iau. Dar cum vedeți unirea cu România? Ca să ne integrăm, că cea mai ușoară cale, că cea mai rapidă cale. Suntem un neam, avem aceeași limbă, aceeași tradiție. Aceeași limbă și aceea și Basarabia și România și când sunt. Eu din părți și elant nu mă potrezesc. Cum credeți dumneavoastră despre integrare europeană în Republicii Moldova? Sunt greu, nu știu ce să vă răspund. Dar la unirea cu România v-ați gândit? Ați optat pentru unirea cu România? Nu, un anus. Dar cunoașteți că acolo pensiile, salariile sunt 2, 3, 4 ori mai mari decât ale noastre și după unire se echivalează. Acolo nu cred că rămâne și în nas facă și ei și trebuiești. Am vrut să ne spuneți poate ceva schimbări ați văzut între România și Republica Moldova la nivel de dezvoltare, infrastructură, drumuri. Clar, drumurile sunt la pământ aici, nu? De acolo. Și taxele mai mari ca acolo. Exact. Aici. Dacă tot spuneți că România este mai dezvoltată decât Republica Moldova, la un referendum pentru unirea cu România, dumneavoastră cum ați vota? Pentru unire sau împotriva unirii? Nu știu, m-am gândit. Siguranță de grabă nu se unește, pentru că nu se vrea nici dintr-o parte, nici din alta. Dacă tot ați vizitat și România, salariile și pensiile sunt 2, 3, 4 ori mai mari decât ale noastre? Categoric. Aici maică mi-a lucrat în... Dar colhoz și are, cât are venit? 600-800? 600 ceva de lei. 600 lei. Ați vizitat România până la integrare în Uniunea Europeană? Sunt ceva schimbări până la... Da, am vizitat. Da, sunt din mult în România. Vreau 17 ani. Sunt să aduc fonduri, să fac, să ajut. Eu mă aduc. Lumea hai să... ia bani, să dezvoltă rând la noi. Hai să vii. Ceva într-un cer strâns acolo. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră. Cum vedeți dumneavoastră despre integrarea europeană în Republicii Moldova? Sunteți de acord să ne integrăm în Comunitatea Europeană, să fim stat membru? Cam nu prea. Aici tineretul sunt de acord, că îi vreau, dar aici am vârstă cam... Dar de ce nu vă doriți? Păi, cam ai viața riscută, știi cum Dumnezeu știi cum ați mai departe. Așa da, dar nu. Pentru tineret, cum a spus dumneavoastră, poate o fi o cale benefică, de poate ce să nu ne susțineți? 918 i-a unit pe toți, pe munte-n